O parte dintre consilierii USR au venit cu o propunere de a reactiva poliția locală. Faptul că Elena Lasconi este nemulțumită de activitatea acestui serviciu i-a determinat pe aleșii locali să aplice o altă măsură. Aceștia vor participa alături de polițiști în acțiunile pe care trebuie să le execute. Eu, împreună cu fratele de mei, am inițiat și am rugat-o pe doamna primar și pe doamna secretar să ne dea posibilitatea să începem să avem niște ședințe cu Departamentul Poliției Locale, inclusiv cu domnul comandant al Poliției Locale, și vreau să vă întrebăm dacă sunteți de acord să facem împreună cu ei niște acțiuni, să-i mobilizăm, să le implementăm simplu civic, nu neapărat că să dea amenzi, asta nu înseamnă simplu civic neapărat, dar să-i restartăm. Pentru asta am cerut doamnei primar și doamnei secretare să inițieze o întâlnire cu ei, să încercăm voi să eu împreună cu un, doi colegi de ai noștri, o face săptămâna sau la două săptămâni. Nemulțumirile primarului legate de activitatea poliției locale au mers până acolo încât a cerut aleșilor locali să facă cât mai multe petiții la organele abilitate, în speță Ministerul de Interne, pentru a verifica pregătirea acestor polițiști. Sugerez să faceți și petiții, pentru că conform legii poliției locale, apucați-vă și faceți petiții la greu, pentru că eu deja am vorbit și o să mai continui să fac asta și o să-i trugăgeam dacă trebuie, la Ministerul de Interne, ei au posibilitatea să trimită un control la poliția locală. Și prefectul are posibilitatea, doar că prefectul de la în acest exemplu nu se poate și în multe alte județe. Eu vă spun clar că ar pica 90% dintre ei la proba de 10 metri alergat. Dar putem să cerem inclusiv retestarea? Da, dar chestia asta poate să o facă Ministrul de Interne, nu primarul. Primarul nu poate să facă chestia asta, doar ministrul de interne. Și atunci vă rog, că la petiție e un regim special. Faceți fiecare parte, cât o petiție, 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 petiție. Eu mă mai țin de acolo și uite așa, să vină să facă control aici. Și eu vă garantez că ar fi mult mai eficienți, fără acest pașnic pe care vrem să-i ținem în cârcă și să-i plătim, cu un sistem inteligent de camere de supraveghere. Și să fie cineva care se uită la monitoare, este atenționat când apare în zonă ceva și te duce acolo un topit, un lovit, amendă și așa să creștem amenziile. Momentan, administrația locală este legată la mâini și la picioare, deoarece nu poate să demite niciun angajat din acest serviciu, pe rol aflându-se un proces intentat de o parte din consilierii PSD, care are ca obiect modificarea organigramei la serviciul poliției locale.